I don't. Mamă, dar ce urât merge. Deodată. Când mă apropii de Ia tine, uite știi ce și urât Clau. merge? Clau, ia uite la mine cum aleg. Și Clau. Se lasă și andă în parte. Nu, poate am... De-aia mergi, mergi normal, fără să alegi. Două secunde. Fără E să alegi cum. normal? Tot handicapat e. Hai, unde e baza? Nu, aici e, dar nu e nimic, trebuie să o facem noi. Dar poți să mai faci cum erau înainte cu garaje, cu dălea? Păi da, dar mai întâi trebuie să cumpere terenul, să așa. Cumpără Tot terenul să terenul. fie cumpărat, că nu cred că vrea găbulea să vadă pe live cum cumperi tu terenul. Păi l-am cumpărat, gata. Păi și Salut, cine sunt? băieți. Mă, noi trei? Da, și ce are? Ok. Bine și ce Aurel. Ai pus pe modul normal? Da. Și viteza e ok. Dar mie merge un pic framat, dar FPS-ul merge bine. Nu știu de ce. Că ți se blochează așa un pic? Nu, se vede în reluare un pic. Deci se mișcă normal, 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 câteodată după aceea 3 FPS-uri cum ar veni, dar nu se rămâne la 3. Da, dar astea sunt spike-uri de la shop. Ai chiavan ăsta, băieți. De ce ne lași, mă, de acum, de tânăr, așa? Baftă. Baftă. Saliu! Je m'appelle... Trebuie mersi. Asta știe cu franceza, asta știe să dea bine cu limba în franceză. Metodă clasică. Hă? Ce metodă clasică? Zic că asta știe să... Nu, zic la ce e postat Ustora. acolo. Salut, mă. Salut, salut. În agricultură, ia uite. Hai că mă duc colegii Băi, dar sunt destul de mulți, nu? Da, pe aia zic și eu. Da, dar și intro e frumos, și intro e frumos, nu? Da, de-aia mi-a Bine, dat mie aici. nu-mi prea place melodia aia că ne ascult eu genul, dar mă rog. Păi n-a ascuns genul, dar prinde că muncim cu agricultura, adică e natural, vrei să pun house, ce vrei Hai să... mă cumpăr aici, mă. Bun, hai ca să-i Pe duc le și eu. cumpăr, mă apuc acum să le cumpăr? Bun, stai un pic, alături de un joc, așa, continuă. Cum se cheamă firma? Faraoni Trans? Da, Nu, da. firma Uitați să vă Faraoni. spun spor la treabă, băieți. Nu Pe avem internațional? niciun... Pe continental. Continental Euro, așa. Vreau să nu se parul la că sunt eu live, mă pun eu pe mult 2 secunde. Ferma Faraoni, nu? De acum poți să-i spui. Poți să-i spui parul. Poți să-i spui parul la mă, dacă... Ok, deci atunci scot punctul. Admin? Nu. Nu vrei să fii admin? Eu aș vrea. De lucru. Păi toată e clau. Ok. Că vrei să spun și parola? Nu. Păi tot aia. Nu e toată aia, adică de la firmă. Toată aia trebuie să mă Ops, parola greșită. Cum dracu, mă? Păi prima La un mai și... temut? Știu, știu, am pus. Asta e că aveam capsul cu activat. Stai așa, fi. Stai așa. Vedeți să spuneți dacă faceți ceva? Stăm de 18 minute. Reale. E real, real. Da, mă, pe bune. Nu te E timp cu setat la 1. Ai joc, bă. Am pus-o, dar nu merge, frate. Se mor. Nu mi-a Ești... mers. Clau, ești pe mut? Stai că mă pun pe mut acum. Gata, sunt pe mut. De cât eu mă aud. Fraier proști cu fâși și pe mare. Gata, mă scoate pe mult.
Deci de ce nu... Nu vrea, mă, nu găsește ferma. E decât faraonii să te găsești în stânga acolo, dar aștepți un pic. Sau dai tu refresh. Așa. Bă, Clau. E? Să intru și eu live? Pe YouPorn tu, poate. Nu mă, pe Twitch, intru pe Twitch. Găbu, vezi că acum se distruge recolta dacă treci prin ea. Cu tractorul. Orice. Ba nu, cu tractorul, cu roțile mici și cu mașinile mici, nu. Sau cu cai, sau ai, cu oamenii. Ai descoperit cum rupem iarba? Aia care crește aiurea? Da. Da. Mai e recolta bună. Nu-ți ia, domne Găbulea. Blea! Vino aici, vino aici, Clau. Vino. Vino la noi. Hai să stăm așa, ca la rămâta. La linia asta. Dar el e în fermă, ia dă-te un pic mai în stânga. Aici e. Nu, dacă e în fermă, s-a selectat ferma. Ia dă-te un pic lateral. Nu e, ba, nu e. Nu e, a? Dacă se dedică noi doi. Hai, vino aici. Stăm așa ca la rămâta. Agabont e ăsta lui Găbulea. Am sit în capul lui. Hai Găbulea acolo. Urcă-te și tu. Hai că mă dau mai în spate. Mă dau mai în spate. Ia, ce vrei, mă? Îți dă de acolo, mă dă de aici. Dai să vezi cum claxonează. Ce mașină vrea să fie asta? E mașină aici, nu vreau să vă spune că dai. Îți dă de motor. Să vină, mă. Hai că faci gălăgie mult asta. Da, mă, că fac multă gălăgie de lângă acolo. Topulea, ce face? Face intr-o pe la el. Dar vezi cum merge, zici că îl supără mușchii la sobrație, ia să vezi cum merge. Îl supără mușchii, uite, vezi cum merge, uite-te la mine. Îl supără mușchii la sobrație. Hai, deci îmi place asta, până acum am început bine. Nu? Da, Găbulea e pe mut, cred că o să vorbească singur. Hello, my brother. Eram sigur. Welcome to my farm. Faraons, Faraons farm. Gata, băiți. Suntem pe bine, suntem doar trei, nu? Da. Deocamdată, okay. Da. Ați făcut calcule, luăm ce luăm? Luăm deci pământul 20? Deci trebuie să luăm așa, într-un rând avem terenul 20. Că-l avem, nu? Asta. Da. Pe care e plantat ceva chestie handicapată pe care nu avem cum să o culegem. Ok. Și deci trebuie arat pe aici. Păi trebuie arat. Păi ar trebui să închiriem. Noi nu avem absolut niciun tractor, absolut nimic, nu? Da, nimic, nimic n-avem. Bun. Nu, cumpărăm un tractor. Cumpărăm? Okay. Avem da, un tractor? Da. Găbulea, dar intră la noi în fermă, că tu nu ești în fermă. Ba da, eu vă fără. Dă-i esc, dă-i pe fermă și dă-i dublu click pe aia, ferma faraonii. Alături. Așa, cum ești? Alături, am înțeles. Dați tab, să veniți aici. Da, hai la bără. Ok. Deci avem tractorul. Avem un tractoraș, nu? Da. Păi acum eu fiind și streamer, eu cred că ar trebui să-mi dați mie ceva de lucru. Cine păi, ați fermier? Da. Tu, Cozo, nu? Azi, prima zi, cred că trebuie să fii. Ce să fiu? Fermierul șef. Da, da. Adică mergem pe criteriile și pe programul tău, impozitiv. Bun, deci ia tractorul ăsta, Răbulea. E și eu de aia de disc, da, da, de aia da. Mică. Da, avem disc? Luați? Păi trebuie să cumpere acum. Mișcă tractorul cu partea de... Bun,
poți stați un pic să-ți mai activezi și un drachiru? Eu vreau ca să-mi fă... A, să joc first person. Nu joc first. Am înțeles. Ai vorbit și tu. Dacă... Oprește motorul! Oprește motorul! Carmezi în România? Am... Oprește motorul! Tu ai pus pornirea automată la motor, nu? Nu mă știu. Da, 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 e pornirea automată. Pornirea automată și nu poți să o opresc. Să duci și să... Acum... Mă duc și să pornim cu eu sau cu Enter. Cu Enter-ul, cu Enter-ul. Gata. Așa, eu vulea... Stai că-ți mai trebuie o velocitate, nu? Sau nu? Ba nu, nu cred. Ia ce ai găsit chestia asta. Ia să vedem. Merge coolerul ăla, știi, la radiator. Gata. Poți să virezi, dar vreți mai cătii sau? Păi da, eu pot să joc cu volanul. Păi nu, dacă poți să mergi să faci stânga-dreapta, că poate spune greutate în față. Nu, da. Stai un pic, stai un pic să fac să stai la volan, ca să meargă ușor volanul. Eu am aici și eu chestii. Alo. Ok. Ia să vedem cu volanul, hai să dau un pic să vedem. Hai tata. Dar nu mergi, acum mergi. Du-te la terenul 21. Deci mă duc la terenul 21. La 20. 20? Trebuie să ne uităm pe harta unde 20, unde sunt? Pune checkpoint acolo. Dar poți să pun checkpoint? Nu. Trebuie să stai cu harta mare. Da, nu stau, că ies de aici, fac stânga și prima la dreapta, mare jute. Da. Gata, semnalizăm, aferent, ne uităm dacă vine cineva, nu vine nimeni. Și am plecat la terenul 20, fraților. Nu pe acolo. Păi da, mă, dacă m-am uitat. A, nu, trebuie să mă întorc în partea aia, altă, m-am înțeles. Bă, dar ce subțire roți are, trebuia să iei roțile alte, era cu 2000 mai scump. Le-am luat pe astea ca să nu strece, că trebuie să-și urmăm după aia. Ok. Ia să ne uităm. Deci, mă duc aici. Uite că Buda, deci, cum mă uită la drumul ăsta, trebuie până aici. Cum mă duc eu? Ok. Hai că iau pe aici, ca un pic de armă, dar asta sunt boscheți ăștia, nu. Nu e problemă de război. Vezi că... Hai, băi, stai, dă prioritate, tată. Prioritate de boscheți. Vezi că scrie pe mine Pharaohs Farm. Ar fi fost mișto să poți să pui skin-uri și pe... Bun. Acum următorul pas care e Cozonac. Și acum poți să te pui pe mut dacă e să te deranjează noi, că noi mai vorbim. Da, nu mă deranjează, vorbiți. Ok. Acum ce trebuie să faci cu Cozonac? Dă și mie ceva de lucru. Așa. Cu roți normale, nu? Da, ia totul normal. Salut, Avi, salut, Alin. Mersi, Andrei. Frumos ai detaliat acolo. Ce observație foarte adevărată și foarte bună a ta. La 20, deci pe aici se iau. Și uite în ăsta, la 8. Da? Bun. Hai că acum îți dau enter. Tractorul ăla pe ce? Pe 0. Aia-i cu aia. Dar ce greu merge să răce asta? Păi normal că merge greu. Poți să vii și eu pe server cu voi? Nu, tata, este ferma Faraoni și numai doar momentan, până cumpărăm, ne facem un pic de fermă. Doar 8 suntem și o să mai suplimentăm cu încă 8 când o fi momentul. Când sau dacă ai jocul neapărat și vrei să joci și noi avem nevoie de muncă, intri, dar dacă nu-ți plătești locul și nu mai sunt locuri pe server și unul care a plătit locul nu are loc, trebuie să ieși. Suntem deja destui, suntem 9 deja. Nu suntem toți, Mihnea nu vine azi. Păi azi, pe 20 trebuie să mă dumă, nu? Da, 21. Nu, pe 20. Nu, 20, înapoi. Păi înapoi, că uite, m-am luat cu vorba și... Lasă, e benzină. Semnalizăm aferent, frumos. Ia să vedem, poate... Hai să dăm ăsta prioritate. Hai, tata, treci. Mai vine unul. Hai, mă, mergi odată, mă. Băi, dar ce lighean... Hai, Fordulețul, hai. Opel Insigne. Ca să-i lași roți mai groase. Opa, nu, că asta e pentru ăla ca să nu bătulească recolta când o semeni, când o trăieri. E bun, sunt bune cu asta.
Bun, fii atent, cuplează la chestia asta, Clau. Ce chestie, că nu văd nimic. A, acum o iau. Așa, și ce fac cu asta? Și... ai răbdare să mai facă de ceva. Să minte și... Băi, dar tu știi ceva? Pe ăsta 20 oare deja plantat ceva pe el. Păi da, dar tu trebuie să iei totul de acolo. Am înțeles, să mă duc. Am înțeles, hai că o să încep de acum. Corespunzător. E cam greu din tastatură să pun, să... Da, nu, eu am volanul, dar mă așez din tastatură. Tastatură nu e foarte mic. Păi și cum umplu? Cu R. R. Te duci lângă 17. Da, da, o să mă duc și pe partea altă. Da, mă duc după. Gata. Cam așa trebuie. Alta Andrei Vasile. Gata, s-a umplut și asta. Bun, și apoi te duci la fermă și te duci cu spatele de bine. Am înțeles. Când se numește farurile pe TS? Vasile, în decembrie. Până atunci să fac, să face site-ul, o să fie înscrieri, o să ne alegem staff-ul. Staff-ul e ales. Sunt și cereri pentru staff, băieții care vor să se implice, dar... Băieți care chiar se implică, nu... Nu ne trebuie altceva. Da, nu ne trebuie... Cred că o să mă bag și eu la Eurotrack, gău. Păi, am Eurotrack-ul. Și nu știu de ce, nu, ușor, ușor, ia-ți cu aia un volan. Îți faci, îți faci treaba, e foarte, se joacă atâta lume, nu înțeleg. Ia să vedem, măi. Cred că am să o iau așa, prima dată. Bine, acum avem... plugul ăsta e mic, cred că o să găsim unul de la mare. E da, trebuie să ai bani, că e... Da, o să facem bani. Hai că o iau așa și... Iau și unul mai mare, dar ne trebuie și alt tractor. Mă duc pe lung, frate, că nu merge așa. Nu merg prin stradă, că acolo o să vină mașini. Te lovesc cu ele. Să lași mașinile, că să fie așa, da, să pară un roleplay. Nu, nu, nasol fără mașini. Așa dai priorități, adică e ceva ok. Bun. No, nouă de aici, tată, să punem de aici loc. Ops, aici. Putea până mă obișnuiesc. Nu, ca o să mă duc pe lung, așa o să mă duc acum. După aceea trebuie să și uzi. A, Clau, vezi ce sămânță e selectată. Ok, stai așa. Aici o să mă duc acum. Da, Vasile, până atunci o să mai facem convoie mici, doar cu faraonii, nu o să mai fie cei de pe live și cei abonați. Să vedem numărul lor, cum o să crească. Băi, puteți să veniți să vă cereți deja pe Discord aici, rancul de membru faraon. Pentru cei care vor să fie în gașca noastră de prăduitori. Dă, găpurea cu sapa, tată de mea, adevărat. Dar ce faci, mă, că deja te-ai băgat? Nu, nu, nu. Aștept. Așa să faci mai mult, că, da. Păi da, da. Dar așa că eu acum vezi că mă numă că adresc bine, nu știu că am să fac o linie, ar trebui să mă duc. Noi până așa, noi până, noi până, noi trebuie să mă duc cu partea stângă, lasă că știu acum, cum merg și merg în rotund, și nu mai... Acum ar trebui să mă duc pe partea stângă, dar lasă o lume. Să par ca lumea, cam aici. 2, 3, 4 rânduri. Hai pe naiba, nu mergem. Cum selectezi, bă, sămânța? Papa se F1 și scrie acolo, nu știu. F1... Deci, trei rânduri. Selec seed ăsta, nu? Mhm. Am înțeles, așa cred că... Și ce formă? Stai să mă uit la alea. Unde sunt de formă? Așa. Da, dacă vrei, dă tab și zic eu, selectează... Așa. Greu? Păi și cu... Așa un pic, Y... Plugul se întoarce, plugul ăsta, mă? E de la care se întoarce?
Nu știu. Nu cred. Nu știu dacă se întoarce. Am să încerc la capăt. Că mi-am adus aminte că a zis explosiv acum că întoarce plugul. Să văd dacă se întoarce. Că așa nu pot să-mi iau, nu pot să-mi iau marjă de asta. Nu pot să-mi iau... Ia să văd dacă îl pot întoarce. Dar nu știu de pe ce care. Care e greu, mă? Primul sau al doilea? Cred că primul. Ia să vedem. De la ultima, de dreapta. De sus, da, de la hard. Da, mă, se-ntoarce. Nu, nu se-ntoarce, se doar se-ndreaptă. Nu are, e plug de la low cost. Maden Ximping. Maden China, plug. Buzo? Dă-i iesc și dă-i pe ultima din dreapta, unde e fișa aia cu I-ul ăla. Care siglă e ăla? E prima stânga, nu? Ia să vedem. Prima... Da, se întoarce. Se întoarce, m-aș dreptat. Am dreptate, băieții. Băi, dacă bă, am găbuleni inteligenți, băi. Eu am băieți buni, băi. Aia, cred că e. Habar n-am. Prin am băieți dați naibii, băi. Am băieți dați naibii, bă, fratele da, meu. Da, prima stânga e. Prima din frate... stânga, nu? Ok. Frate meleu. Am băieți. Pericol. Social. Neața, neața, ce faci, bă, fermierul adjunct? Dar plugul ăsta, tractorul ăsta nu e pentru, pentru dat cu plugul, trebuie cu roți groase, frate. Tu știi cum să-mi potmolești? Găbu! Au. Ia stai așa, ia oprește-te acolo, oprește-te acolo. Deci să-mi potmolești tare. Oprește-te acolo. Bă, roțul, cum patrează. Îi scoate, apasă Q, ieși de acolo, mută-te și ia-l pe ăsta. Că ăsta are roți groase. Ia încearcă așa. Apasă Q, așa. Ia, parchează tu acolo, hai. Să-l dat pe ăsta, nu, că patinează, clar. Asta-i pentru să nu, să nu calci cu cultura. Păi te rog, după aia să dăm... Hai, mută-te. Ia vezi. Ia să vedem. Asta cred că trage bine, ia. Ia altceva, nu? Ia altceva, trage mai bine, mă. Băi, stai așa. Dacă eu nu ar bine, eu trebuie să mă duc roata din dreapta, normal. Ai de capul meu. Continuă da, așa, ca să nu strici linii. Da, 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 da. Continui așa și mă duc pe partea alaltă. Da, deci să mă duc pe arătură, am înțeles. Da, mă mai țin minte, frate. Vă dorog. Salut, Furi. Am înțeles, acum... Acum, Adam, acum mi-am dat eu seama. Stai un pic. Da, până îmi intru puțin în mână. Hai să-mi întorc plugul. Cum să-mi întorc plugușorul. Și-l pun eu pe ăsta la combine, nu? La combine, la... Care era? Uitați-vă și uitați-vă la barbă neagră. Am înțeles. Banează-l dacă vrei. Nu mă deranjează, oricum nu-mi pasă mie de câte o scârbă de asta. Ce treaba am eu cu ei? Aia e treaba voastră, ce treaba am eu. Gata, tata, am prins ideea, gata, tata. Așa, tati, nu a învățat nimeni. Nu a învățat nimeni în măsa? N-am înțeles, Adam, ce zis. Cred că n-a învățat nimeni de la măsa din... A, în măsa, am înțeles. Am crezut că îmi vorbești în măsa de pitbull ăla. Să mă întâlnesc cu Lucreanul ăla, care a venit aici. Laptele cu melci. Ce, dacă face unul înseamnă că ne luăm după el? Dacă se joacă unul PUBG, nu are nevoie nimeni să mai joace PUBG. Da. Bun. Opa. Ridic și întorc plugul direct. Băi, ce becher sunt cu aia. Opa. Opa. Opa, ușor, ușor, tot ușor. Hai să-l întorc și-o pe ăsta. De ce nu mă dați pe controle filozofi? Uite, mă, și pe ăsta, sunt grauri pe arătură, de ce faine, mă. Sunt grauri de ăștia, ciori, dăguți de astea. Uite, uite cum merge. Dar ce mișto l-a făcut, mă. Vezi, bă, poate în ce să-l pui undeva unde nu ai terenul. Păi nu mă lasă deloc să-l iau, zice că n-am prânz. Sunt la gata, nu știu. Bine, băi. Salut, Ciprii.
Nu te-ai dus bine acum? Cum mă, nu m-am dus bine? Ba da, mă, iau-s. Cum nu? Ia perfect, perfect, aferent corespunzător, exact cum trebuie. Cum nu m-am dus bine dacă m-am dus bine? Acum ridic locul frumos. Ăla și întorc. Și virez aferent. Frumos, ne place, ne uităm. Cum nu-i bine dacă e super bine? Gata, am învățat. Nu s-a născut nimeni învățat, cum a zis Adam. Nimeni nu s-a născut învățat, boss. Din măsa. Din măsa, da. Aia e treaba. Ia să văd dacă merg așa. Rata din dreapta, da. Rata din dreapta, nu e adevărat. Rata din stânga, ultimul rând, pe arătura. Uite. Uite, tată. Uite. E bine așa, boss. Să vedeți voi fermă ce facem noi aici. Bun, am luat un de asta. Așa. Bun, și acum întoarcem aferent. Noi muncim, muncim. N-avem treabă să ciordim. Muncim în natură. Că ne doare în... Câștigăm o pune mâna pe muncă. Are, salut, Alexandru, să trăiești. Gianchi, Gianchi, vezi să intri pe terenul meu. Pe terenul tău la Gatca nu vin. La baza militară și la Novo nu vin, tata. Ăla e terenul tău. Promit să nu vin. Bă, da, ar trebui să pun... Bă, da, dacă pun și... Ia stați un pic. Eu dacă pun și camera de la volan. Nu s-ar vedea frumos, adevărat, ia să vedem. Ia. Pune-mi ca să fie... Să fie totul frumos, tata. Să vadă că muncim. Adevărat. Da, da, da. Adevărat. Adevărat. Da, e Army Simulator 19. Clau. Vezi că vin cu un tractor și ți-l dau ție. Ok. Da, mă îndrăzut. Am înțeles. Apăsați F1-ul la orice utilaj, domn Găbulea, ca să vedeți opțiunile utilajului. Dar le știm pe din afară. Le știm pe din afară. Adică suntem doxați, am sărit și la Novo, am sărit și pe sus, pe la Severnie, peste tot, adică le știm. Gata. E, până mi intră puțin în mână, înțelegi ce zic? Vreme frumoasă, cald. Bă, da, ai lăsat ploaie, ai lăsat vreme normală, zi, noapte, tot, da? Da, da. Așa, tati. Am lăsat să fie nevoie și să arăm și tot. Da, da, da. Păi, nu. Dacă jucăm și rămân, nu. Facem roleplay, adică jucăm ca lumea, nu ne grăbim să terminăm arta, că nu ăsta-i ținta noastră. Dar un mod cu o hartă românească nu găsim și noi sau nu o să mai... mai e până acolo. Ar fi șmecherie, clar. Da, da, atunci trebuie să o luăm de la zero. Da, ei. Păi nu, acum dacă am început aici, nu ne mai răzgândim. Nu ne mai întoarcem. Ca în alte dăți. Păi da, alte dăți muceam ca nebunii. Și pe urmă, hai să facem iar. Clau, vină pa. Clau. Hai că o lasă asta aici acum. Ia tractorul. Pe unde îl duci pe ăla? Bine-s. Te-ai băgat cu aia mea. Vine și cu tine. Avem cafeluța aferent corespunzător. La volan n-avem voie. What the fuck, am 313 pe like, 321 și 149 de like-uri. Și a mai zis cineva mai sus, Găbu, te cunosc de când jucai cu primul DAF Euro Truck Simulator și de atunci tot te-am urmărit și am sesizat un lucru foarte frumos. Nu niciodată mai... De când ai intrat pe live, m-ai spus la băieții, dați like. Respect pentru asta, nu știu ce a zis băiatul ăla. Vezi? Sesizare foarte faină.
Dă-mi detaliile de la serverul privat, rog. Intri... da. Asta cum este să intri la Germani, la asta zi, la Continental și alea poți să le dai vorbind. Da, da. Intră pe Continental. Da. Și caută fermă paraolul. Și parola ți-o dă în privat. Da, da. Eu sunt ăla, nu ești tu ăla, tata. Aveai tu numai de mai vreme, care mi-a spus că, Găbuie, te știu de când ai făcut pe o TTS primată cu un DAF. Și de atunci niciodată tu n-ai spus, hai băieți, dați like să începem și noi live-ul ăsta, să facem nu știu ce. Eu am DAF-ul e prima ta mașină condusă pe Eurotrack? Da, da, așa, da, 750-ul ăla mi-a plăcut. Ăla fugea tare și era și frumos în interior. Și băieții, tipul ăsta chiar a sesizat treaba asta și m-a felicitat acum și... Îți dai seama că pentru mine contează. Eu chiar n-am cerut. Și că e foarte important ca să le aduce aminte că mulți și că uită. Dar eu mereu am fost mulțumit cu cât am primit. Nu m-am, niciodată nu m-am... Nu m-am hazardat, domne, că... Stai mă, că n-am like-uri, nu mă aruncă-te dinții, nu știu ce. Da, Android, asta, merită da. Să treci de la 17 la 19. Cum? Dacă s-am îndrăgostit a doua oară de PS în general. Nu, trebuie să ai neapărat o comunitate, să fiți mulți băieți, prieteni buni care sunt, nu troller, nu... Adică caractere frumoase care se cunosc între ele, că altfel nu paci nicio fermă, nimic. Găsești într-o dimineață totul praf aici și nu știi cine a distrus. Găbu, de unde e luat volanul, cât ai dat pe el? Am dat vreo 6 milioane, l-am cumpărat acum vreo 2 ani. Volanul, modelul ăsta de volan nu se mai găsesc în comerț. Dar sunt foarte bune. Se sincronizează datele cu ceilalți jucători, mai intră un produitor. Da, Archie. Ia să vedem ce spune Eduard. Nea Găbulea, știți că vă iubesc. Nu știu dacă vă mai aduce aminte, dar mă jucam cu dumneavoastră PUBG și atunci când aveți perioada aia proastă. Eu n-am avut atât niciodată perioada proastă. La mine chiar dacă am stagnat în abonat sau n-am avut content, n-am avut ce să fac, eu pentru mine a fost o altă perioadă bună. Pentru că eu am fost mai mult decât mulțumit cu ceea ce am primit și am făcut aici. N-am de ce să fiu supărat. Sau să nu am perioadă bună. Nu există așa ceva la mine. Perioada proastă e când vezi că n-ai cu cine te juca, băieții nu te suportă, n-ai prieteni pe lângă tine, atunci e perioada proastă. Sau nu ești sănătos, care e cel mai important. Mă simt rău, n-am sănătate și nu pot să intru să fac live-uri cu băieții, că nu sunt sănătos. Sunt bolnav, mi-e rău. Atunci da, e perioada proastă, da, așa? Aici. Ia tractorul ăsta, decuplează-l. Da, da, Mihai, dar nu știu dacă o să poți să joci cu băieții de pe calculator cu PlayStation-ul. Nu merge, nu e cross-platform, nu merge. Băi, ți zic că poți să schimbi cu schimbătorul, poți să schimbi vitezele, ți zic. Că o dăm și mie, fermier. A, pe trebuie să intri tu. Să-ți intri tu în fermă. Cu jocul perioada proastă neagăbulea, am înțeles. Răzvan Roșu a devenit un hodorog. Bine ai venit, Răzvane. De fapt, mai mulți v-ați abonat. De fapt, m-ați abonat mai mulți. N-am... Asta să ridicăm. Să ridicăm bulea frica asta. Deocamdată Android n-ai nevoie de moduri în FS19 pentru că au băgat și ei modurile lor și... Na. Se mișcă nu bine, sunt, dar nu sunt n-are rost să îngreunez serverul și asta. Hai. Păi te aștept pe tine că tu ești în față. Păi da, dar n-am mult să întorc. Ești prea gras, prea mare. Hai, bagă-te acolo. Că nu mai da. Îl bag, imediat mi-l bag, acum, imediat. Hai, bagă-ți-l. În altceva, mă luăm o sticlă de... Ce, tate? Joc farmic, tate. S-a făcut tata agricultor. S-a făcut tata tău agricultor, tate. Florin Grigore a devenit și el un hodorog. Bă, numai bătrânii am aici, mă. Se abonează numai bătrânii, frate. Da, Mihai. Radu Ionuț și el a devenit un hodorog. Bine ai venit, Răducu. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și băicuța Domnului împreună cu el să nu te lase niciodată la greu. Mamă, ce primire vă fac, bă, prăduitorilor. A, da. Că să se bage după aceea moduri românești, da, aia da. Aia se așteaptă, cred că toată lumea, toți românii. Prăduitorii. Dar așa n-are nevoie jocul de încă de moduri, că au băgat ei destule.
Au băgat mai multe ca în 2017. Aia zic. Toți erau moduri, deja le-au făcut oficial jocului. Ia o zice, driver Mihai spune să dăm cu discul după... după... Păi semănătarea aia are și disc. A. Ia o zice, ia o zice Mihai. E mai scumpă, da, na. Păi nu merită că face două chestii deodată. Ce e mult că trebuie să și uzi după. Acum l-am trimis pe Aki. A, Aki, și după ce e chestia aia, vezi că e un container, ceva cu o iconiță. Daniel, bine a venit, bine ai venit. Bă, numai hodoruci. Eu n-am vede ăștia băieți tineri. Văd că se abonează doar hodoruci, de ăștia trecuți. De vârsta treia. Da, 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 păi nu, ce scrie acolo pe ecran am văzut. Că ăla a devenit hodorog, ăla e hodorog, ăla e hodorog. Dar nu înțeleg de ce am 44 FPS-uri în... Eu am 60. Nu, în OBS, în OBS, nu în ăsta. Trebuie să mă uit și eu. Îmi mănânc cu ceva mult, merge s-a cadat. Deci trebuie să-și pun... O secundă, ia să vedem. Eu în OBS am 59. Dar nu înțeleg de ce. Captura de joc trebuie să o pun în... Incredibil. Da, bă, eu am... Stai de la, cred că de la PUBG Mobile, Găbu. Bă, da, am scăzut ea FPS-uri foarte puțin în OBS. Când sunt înăuntru, iasă-mă din exterior. De ce merge OBS-ul așa cu puține FPS-uri? 41. Bine, eu mă joc în 2K. Să fie asta o problemă? Probabil jocul nu suportă. Poate jocul, OBS-ul nu suportă rezoluția asta. Ce să fac, fraților? De asta mi-am sacadează un pic. Păi am 39, exact cum pățeam pe Eurotrack. Trebuie să pun jocul pe... Păi da, Predator, trebuie să ai cu cine să te joci jocul ăsta, că altfel n-are... Așa, și du-te acolo la băieți, încep din partea asta și uzi. De aici încep. O secundă, băieți, am să ies un pic din joc, să mă pun pe Full HD. Nu știu de ce o loc de bulea pe partea asta. Stai așa cum mă pun pe Full HD, tate, că nu mai pun în 2K, că mai vin. 1920 cu 1080, așa. Ok, aplică. Mănânc foarte mult și de foarte... Salut, băieți! Salut! Sănătate! Hai să dau pe băiatul ăsta mai încet. A rupt la urechiu și... Uite așa, tati. Ia să pun jocul așa. Că nu merge pe joc. Trebuie să aștept prima etapă. Ce nu merge? Merge să fetizez agute, să aștept. Chemico, noi avem server plătit. A, așa zice? Nu mă lasă, nu știu prea. Ia, da să încerc. Nu se audă teren. Florin Ivan, nu te, l-ai luat și nu te-ai jucat deoarece nu ai cu cine să te joci, nu că nu e jocul bun. Caută cu cine să joci. Uite, poți să vii cu noi. Dai 3,50 €. Nu, mă, la noi faraonii doar intră, mă. Ok. Bă, uite, vină cu noi, dar sunt vreo 500 de sluturi. O să vezi, stai să vezi de acum încolo cât o să te joace. Are. Atunci așteaptă să se facă da. Bă, dar nu înțeleg de ce așa. Nu înțeleg, am dat pe Full HD acum, ia să... Nu știu care e site-ul. Eu sunt colo sus, tot și mă plim, dar eu sunt colo sus, așa pe Găbulea să facă terenul, că nu vezi, de aici o luă pe partea altă. Da, că mă pun pe Full HD. Continui aici la Găbulea. Băi, dar care teren e al nostru? Ăsta, pe care face... Pe care stai cu picioarele. A, dispare... pe 19 nu e al nostru colo. Pe nu e. Îmi dispare chat-ul când... Da, și eu cu sprayerul pe 19. Ba nu. Ești pe 20. Nu. Ba da. Nu știu cât să fac acolo, dar prea puține FPS-urile aici. Așa, cred că să fac captură. A, să fac captură. Stai că cer să fac captură. De aici. Ai poză, mă facem un contract. Păi... Nu, îți trebuie utilajele. A, despre de nume. Da, nume sunt mirobusele.
Așa. Dacă vin și eu acum. Poate vine ceva de spăiat sau de... Băieți? Da. Ați cumpărat careva de pe instant până acum cu cardul? Yes. O să opresc un pic live-ul, să-l pornesc administrator să fac captură, să facă captură ecran, că nu merge așa. Mi se distruge tot pe aici. O să joc și PUBG. De exemplu, de mâine o să încep să joc și PUBG, că începe nou sezon la PUBG Mobile și o să toți. O să încep și pe PUBG-ul mare, dacă e să mai fie. Așa, tot cel mai bun. Uite ce frumos. Fac captură monitor, că nu merge. Nu pot să joc în 2K, frate. Da. Uite așa, tot alături de un joc. Continuă. Mai fă și linia asta și facem opt. Vă salut. Salut, salut. Gata. Faraonii. Cozo? Parola. Poți să-mi dai și mie, te rog, pe privat? Cum? Să-i dai parola și alea. Știi cum intri, cum te conectezi? Da, da. Dacă e conectat, atunci. Să vede bine, băieți? Linia asta. Nu m-am mai pus în full screen și am pus să-mi uit de un mod și mi-am pus captură monitor. Și acum pot să joc în 2K liniștit. Da. Mi se muta, mă. Deci când intram în joc, mi se mută OBS-ul în al doilea monitor, mi-l bagă sub ăsta, chat-ul mi-l duce. Da, pentru că pe unul ai o rezoluție, pe altul ai altă rezoluție. Și avea tendința să se facă din două monitoare unul. Bun, poate că se... Hai mă, că acum stă în 60. Vezi? Captură de ecran. Așa. Nu s-a întâmplat nimic. Îmi stătea OBS-ul, la mine se vede bine, dar la voi se vedea frizuri. Pentru că OBS-ul meu îmi stătea în 30 ceva. Îmi stătea în 30 ceva de pe PS-uri și nu era ok. Acum văd că e în 60. E foarte bine. Părinte, nu știu. Trebuie să vorbești cu lucrurile dacă vrei să te bagi aici. Nu mă bag. Da. E ferma faraonii, dragul meu. Hai că-l trag pe Cozo și revin. Hai, da, tu mergi. Dar nu mai merge volanul cu aia acum. Merge înapoi, dar nu merge înainte. What? Aia merge. Nu putea din cauza că era drumul prea... Așa, tată. Acum e altceva, mâncare. Dă-i-o și tu pe linia asta. Stai așa un pic. O secundă, că trebuie să întorc plugul. Și ți-l cum vrei tu. Alo? Cu l-a ridicat. Deci am închis live-ul? Păi ți-am spus ca să pornesc OBS-ul ca administrator să-mi poată vedea de la ultima update de la placa video. Nu se mai vedea, nu se mai vedea. Salut, Happy Ghost. Salut, gaming Ro. Aki, faci mușchi? Da, da. Îi dau și acum ușor pe lângă pe bune. Bă, dar cum se vede strălucirea asta aici? Ce se vede? Strălucirea asta. Da. Cum bate soarele. Ei, și acum se vede mai bine, zic eu. Na. Au ce patenează, care să din față care aleargă ca un nebun singur? Cozonac se alătură serverului. Da, noi suntem tractoriști. Acum. Da, suntem și muncitorii profesioniști, nu? Da, da. Când terminați aici vreau să vă văd bronzul. Eu îi scoz-o pe contacte, poate prindem ceva cu discul sau tot. Cu ce vă ajut, băieți? Cozonac... Ia un cărpă și stage utilajele. De fapt, să știi că o să iau din aia de spălat. Da. Să trăiți, să trăiți. Salut. Să trăiți, să îmbătrâniți ca America Peri. Ce vă, mă, gabule? Fac ce vreau. Bravo, bine. Ce pizda lui. Fac ce vreau. Că bă, dar ce te duci departe? Băiat. Păi așa, că iau odată așa, dar ca să nu mai întorc plugul, înțelegi ce zic? Păi da, durează mai mult pentru Clau. Păi da, să aștept. Să aștepte de încolo, că e tânăr. Da, ne scade productivitatea. Da, și mai din gură. Ăsta zi grâu. Trebuia să pui soia. Acum am așa, nu știu, Cozonac comandă, așa vorbirea. Da, ok.
Nu știu dacă mai e soia ta, îmi dă mișa pizza. Uite să mă uit aici. Uite el pe aici, pe unde nu dă-te cu discul, nu pot să pun nimica. Băgam și o melodie, ia să vedem care-i. Ce-am făcut, m-am dus prea cu pustia neagră, m-am dus, iau-ți și aici. E chiar ultima din listă de la preț. Adică a 6. Ați deschis faraonii? Nu, încă momentan nu. Comunitatea de vatratalită? Am deschis faraonii decât ăsta, zi, ferma. Ferma. Înțeles. Mamă, nu mai faci așa profunul. Bun. Cât avem? Două sau trei tractoare? Două, trei de fapt. Taki? Da? Vino cu ce? A. Nu, cu tot cu ăla. Dar închide-l. Și pachează-l undeva, ori aici. Bă, dar aveam, nu știu pe cât mă, pe F4, F5, F6, care e muzica mă, că aveam muzică. Pe 5, 6. Aha. Paică. Și lasă chestia undeva aici, ori aici și în conținut ăsta, ori nu știu ăsta. Undeva să fie frumos, adică. Bun. Și du-te la shop. Da, dar asta mi blochează toată lumea, nu pot să-l mai pun dacă dau drumul. Mai repede mișnea ca și tractorul să moară. Nu pot să-l mai pun pe canal dacă dau drumul la muzică de asta, nu? Nu, să-l pun activ. Și așteptați un pic acolo la 7 minute și vine. Uitați, bă, deci aleargă mișnea mai repede ca și tractorul. Băi, hai facem un țachi. Nu fac 200, măi. Bun, când ajungi acolo să te dai shot ca să dau shot up. Și ce punem pe asta? Rapiță sau ce punem? Greu. Greu punem? Da, da. Ok. Ia mă, să dăm muzică, mă. Gata? Gata, bun. Altceva cu aia. Facem așa. Ia să vedem country, radio FM. Alexis Smith. Conectează la Dorin. Dar poate să-l trag ăsta, mă? Da. Vai. Vai, tu. Hai, dai. Dai. Mai, așa. Și ești micuțul ăla. Nu mai are putere, nu mai trage. Dar cred că moare Fiat-ul cu remorca asta, mă, ești nebun. Nu, dar avea 150 de cai. Dai. Hai, până face pop, dai. Ups, ho. Faci gău. Alunică părăria la panorama, la deal. La vale, poate. Bun. La deal, alunică. Lasă-l acolo, la deal. Poți să-i și pleci cu tractorul tău, până punem astea durează. Pe unde spre cu tractorul? Să-l dai Q. E casa n-are loc aici. Te urca, alea și după aia auzi. Păi nu, că o să te avea să-l să uzi.
Vrei să conduci tu ăsta, Mihnea? Vrei să-l conduc? Eu îl conduc eu, nu-i problemă. Ok. Toate? Da, da. Okay. De ce trebuie să blocăm ăsta? Da-i în ordine, fii atent. Pune genul să fie... Aaa, stai că e ăsta aici. Am înțeles, e buturul gas. Le blocăm pe remote și le ducem pe... Ia-le pe asta, ia-o pe asta, da? Pe asta vreau. Cum? Hai că m-am băgat bine aici, mă. N-am văzut aia, mă. În ce? Bă, trebuie să resetez astea, mă. Ce să resetez? Că n-am văzut buturuga aia. Te că e o buturugă pe aici, n-am văzut-o. Pe asta. A, se resetez mașina. Da, n-am văzut buturuga aia, credeam că am loc pe acolo printre alea, că aveam loc printre copaci. Dar n-am văzut buturuga asta. La un bloc cu prostii, boss. N-ai cum, mă, că e buturuga asta la roată. Deci eu de unde știu acum că n-am văzut? Gata, eu am terminat terenul ăsta. Mai avem vreun teren, nu ce? Nu. Unde vrei să pun coză? N-am văzut mai aia, că aveam cam bloc pe aici, dar n-am văzut buturuga aia. Păi ea spune coză și noi unde avem de parcat astea de... În shed-ul ăla de acolo. Ala alba, ala verde, nu? Da, da. Acum, cum resetez eu mașina asta să văd? Te duci în... la garaj și ori dai reset de acolo. Salutare, Geamon. La garaj? Da, la... unde unii cumperi. Aha. Uh-huh. Că nu mai știu asta, nu văzui asta, mă, băgăm ești cerenie. Nu vine acolo, mă, Cozo. Unde ai zis tu? Ce? Pe da, și ce te rog, Cozo? Dați un pic. Cumpără și tu o spălătoare de aia. Da, 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 cumpără imediat. Aia e ieftină, e foarte puțin ieftină. Trebuie să-i uite, avem aici locul de spălat. Uite ce mișto aici, la poartă. Aici? Nu, acolo Mihnea. Da, aici. Da. Suiete un pic în tractorul ăla, ca să nu poți să-l resetez. Da. Da. E deja în care tractor? Ăla de la... ăla cu remorca. Răbulea, să iau un pic în tractorul ăsta. E deja. Îs. Se